Bună ziua! Sunteți pregătiți că astăzi mergem în expediție? Și știți de ce? Pentru că nu e altă cale. Adică m-am gândit foarte mult la tema despre care să vă vorbesc astăzi. Și am zis, în calitatea mea de biolog, ar fi foarte important astăzi să vă vorbesc despre încălzirea globală și despre vaccină. Dar mi-am dat seama că toată lumea se pricepe la asta. Și am zis că mai bine vă povestesc despre ceva care să ne țină în albia întâlnirii noastre, adică despre fascinația vieții. Și o să vă vorbesc despre cum am găsit eu viața fascinantă în mijlocul naturii. Și pentru asta trebuie să mergeți cu mine. Și o să facem o călătorie în jurul lumii. Și o să începem de acolo de unde nu v-ați fi dorit niciodată, dar o să vedeți ce frumos e. Și o să mergem în Siberia. Aici, în Siberia, este o pădure. La pădurea asta îi spunem taiga, se întinde foarte mult. Și în taigaul asta, în principal, găsim niște brazi siberieni. Se înalță așa falnici și rezistă la geruri de minus 60 de grade. E bine, cum mă plimbam prin pădurea asta, pe o potecă, la un moment dat în fața mea s-a deschis o poiană. Și în poiana asta am găsit o roire de fluturi. Sute de mii de fluturi albi roiau în jurul meu. Trebuia să am grijă cum calc și trebuia să am grijă cum respir ca să nu-i omor. Și acolo, în mijlocul acestor fluturi, înconjurat de pădurea asta, la mama dracului în Siberia, am înțeles că în intervalul dintre forța și trăinicia pe care au brazii ăștia și pe care nu-i doboară nici măcar un viscol și fragilitatea pe care au fluturii ăștia, pe care poți să-i strivești cu un strănut, se mișcă ființa pădurii. Și că, de fapt, ființa asta a pădurii este viața însăși. Și mi se pare paradoxal și fascinant în același timp cum viața e așa. Are o forță în ea de nestăvilit și în exact același timp, extrem de fragilă. Ăsta e intervalul în care se mișcă ea. Dar am descoperit ceva fascinant și despre limitele care o definesc, care o desenează, care o fac să existe. Și pentru asta o să mergem peste Pacific și o să ajungem în Galapagos, pe insulele lui Darwin. Acolo, pe insulele astea, de lavă, uscate, pe marginea lor, pe roca asta întunecată, găsești sute de mii de iguane. Sunt negre, 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 negre. De ce sunt așa? Păi, în felul ăsta se camuflează pe rocă, dar mai mult decât atât, se încing foarte repede de la soare. De ce trebuie să se încingă de la soare iguanele astea atât de repede? Păi pentru că, vedeți, ele vin, de fapt, din niște iguane care trăiau în America de Sud, în păduri tropicale, în copaci, mâncau frunze și erau verzi. Au ajuns accidental pe insulele astea, niște iguane verzi care mâncau frunze și trăiau în păduri tropicale, și s-au adaptat, ce să vezi, la niște insule uscate și, dincolo de toate, se încălzesc foarte tare ca să se scufunde în ocean și să mănânce alge marine. Cine în lumea asta vreodată s-ar fi gândit că niște iguane verzi care trăiesc în păduri tropicale pot să ajungă să se adapteze după milioane de ani și să trăiască pe o insulă uscată, să mănânce alge marine și să înoate în apă sărată? Nimeni. Ce înțelegem de aici? Că viața are niște limite extrem de plastice. Și că poate să ne ducă să fim, să descoperim niște lucruri pe care niciodată nu le-am putut imagina. Vedeți voi, tricoul ăsta de pe mine, îl am din Galapagos. Pentru că după vreo 4 zile de drum, în foarte multe scale mi s-a rătăcit bagajul. Și am ajuns acolo cu un rucsac mărunt în care aveam laptopul și portofelul. Atât. Eram extrem de frustrat că mi s-a pierdut bagajul. Și a trebuit,
să mă adaptez cu ce aveam la mine și ce am găsit pe insulă. Așa cum am făcut igoanele astea. Și mi-am cumpărat un tricou pe care l-am purtat 6 zile, până în ziua în care mi-am recuperat bagajul. Când mi-a venit bagajul, nu știam dacă să mă bucur că l-am recuperat sau dacă eram năcăjit că mi s-a tulburat așa confortul ăsta mărunt pe care mi-l făcusem și în care trăiam foarte bine. M-am adaptat. Nu, eu și tricou. Așa a evoluat că l-am dat jos de pe mine și stătea în picioare. Singur și de bună voie. Stătea așa. Cred că dacă mai stăteam 2 săptămâni cu el, mă transformam într-o testoasă și nu mai puteam da jos. Vedeți, în felul ăsta, de fapt, vedem că ceva ce în viața din jurul nostru este și noi. Dar poate că lucrul ăsta l-am înțeles cel mai bine în locuri pe care eu îl iubesc cel mai mult de pe lumea asta. Și o să vă iau cu mine, că nu-i departe din Galapagos. Și o să mergem în jungla din Brazilia. Acolo, am înțeles eu ce înseamnă să spui, mă simt în largul meu. Care-i largul ăsta al nostru? Largul nostru este momentul în care îți dai seama într-un capăt al lui că există în tine o forță pe care nu o bănuiai. Că poți să mergi 5 zile și să te plouă continuu prin junglă și să reușești. Că poate să te muște un păianjen, să crezi că mori, să cazi jos și să ții mintea întreagă și să fii rațional. Că poți în același timp să stai în jurul focului, să crezi că poți să te transformi într-o pasăre, dar în același timp să fii cu picioarele pe pământ. Este ceva în noi pe care parcă nimic nu poate să-l oprească, pentru că noi suntem urmașii celor care de 4 miliarde de ani au supraviețuit pe pământ. Și în același timp, la celălalt larg al meu, mi-am dat seama cât sunt de fragil și că pot să mor în orice secundă. Intervalul largului nostru este intervalul ființei pădurii, este intervalul vieții. Și așa am descoperit că viața din afara mea este și în mine. Și asta mi se pare fascinant. Dar mai e ceva. Vedeți, când vorbim despre viață și despre fascinație, astea sunt niște cuvinte înalte. Și poate că cel mai bine ar fi să vorbești despre ele undeva sus. Și o să vă iau cu mine în Dolomiți. Aici, pe crestele acestor munți, am înțeles că nu împărțim doar viața din noi cu viața din jurul nostru, ci că și materia din noi este împărțită cu materia din jurul nostru. Și în momentul acela mi-am dat seama că sunt o mică fărâmă dintr-un univers poate infinit și că suntem toți din același aluat, vii sau nevii. Și acolo, în înaltul acestor munți, am avut o experiență a sacrului. Și a fost unul dintre momentele cele mai fascinante din viața mea. Despre toate astea, v-am scris și v-am povestit cât am putut de bine în 2 cărți pe care le-am publicat recent la Humanitas. Călătorie în jurul omului și Căzuți din junglă. Însă nu o să închei aici, pentru că o să-mi spuneți, bine mă. Adică, dacă tu vii și ne povestești de experiențe limită de viață, e ușor să găsești fascinația acolo. Dacă vii și ne povestești despre jungla din Amazon, e ușor să găsești fascinația acolo. Însă, aveți dreptate, pentru că mai este o altă fațetă, un alt versant al fascinației. Fascinația vieții de lângă noi, fascinația proximității noastre. Știți, când ne îndrăgostim, îl privim pe celălalt și suntem fascinați de el. Și ne mirăm, cum, Doamne, nu sunt și ceilalți la fel de fascinați de el, dacă noi îl vedem așa mirabolant. Se întâmplă asta pentru că suntem îndrăgostiți. Și eu sunt îndrăgostit de natură. Și atunci am avut experiența asta a fascinației proximității când, anul ăsta, prin iunie, am plecat cu George. George este un fost student al meu care termina biologia așa cum face filme. E foarte talentat. Și ne-am dus să filmăm biodiversitatea de pe o pajiște uscată. Era în iunie, era cald, era miezul zilei. Am ajuns acolo
Eu mă plimbam așa și am zis, ce dracu filmăm aici? Nu mișca nimic. Și am și bătut drum lung până la București. Și la un moment dat, cum am plecat așa prin Pajiște, am văzut un fluture pe o floare. Și am zis, asta e. Aici, în momentul ăsta, în scena asta, în cadrul ăsta, este esența vieții. Păi de ce? Păi uitați-vă, fruturile se hrănește. Hrana înseamnă metabolism. Floarea se reproduce, se polenizează. Reproducerea, metabolismul și reproducerea sunt pilonii care țin viața. Prin hrănire, individul încearcă să supraviețuiască, să devină ceea ce este, să nu moară. Dar ce-i cu reproducerea? Freud a zis așa, că în organismul nostru avem foarte multe sisteme și că majoritatea ne ajută pe noi ca individ. Sistemul digestiv ne ajută să digerăm, sistemul respirator ne ajută să respirăm, și tot așa. Însă, este unul, sistemul reproducător, care nu ne ajută cu nimic pe noi. Ce ajută? Ajută specia. El este cel care face trecerea de la individ la specie. Este felul în care specia nu moare, felul în care, într-un oarecare fel, viața continuă să trăiască. E un fel de devenire al speciei. Și v-am povestit aici despre devenirea individului și devenirea speciei. Și cel mai frumos despre devenire a scris Noica. Și într-un eseu vorbește despre cele două feluri de devenire. Devenirea într-o devenire, când devii tu ca individ, ceea ce ești și dincolo de asta te tot replici a vieții a indivizilor, un fel de înmulțire biologică și creștere. Ce face fluturele ăsta cu floarea și invers. Și mai este încă un fel de devenire, un fel de devenire într-o ființă. Este momentul în care un individ din ăsta, care a tot devenit așa milioane de ani, se oprește. Se uită în spate, se uită în stânga, în dreapta, se uită în față și încearcă să înțeleagă ce e cu el pe lumea asta. Încearcă să vadă de unde vine și de ce. Și în felul ăsta creează niște realități noi, niște idei proaspete, face ceva. Și așa viața biologică a născut un plan al existenței noastre la care îi spunem cultură, prin devenirea într-o ființă. Dar mai este ceva frumos în poza asta. Fluturele se hrănește în timp ce ajută planta să se reproducă. Planta se reproduce în timp ce ajută fluturele să se hrănească. Viața se întâmplă în relații. Devenirea într-o devenire se întâmplă în relații. Devenirea într-o ființă se întâmplă în relații. De-astea am întâlnit aici, astăzi, să devenim într-o ființă, să înțelegem ce-i cu noi pe lumea asta. Așa am descoperit eu, în mijlocul naturii, fascinația vieții. Că ea se mișcă într-un interval paradoxal. Capătă niște limite pe care niciodată nu li le-am putea închipui. Are o forță de nestăvilit, pentru că vine de miliarde de ani și în același timp este extrem de fragilă. Devine într-o devenire și devine într-o ființă. Și dincolo de toate, se întâmplă totul în cadrul unor relații. Însă, căutările nu s-au oprit, pentru că dincolo de toate, în fond și la urma urmei, rămâne o mare întrebare. De fapt, este o mare mirare pe care aș vrea să o luați cu voi acasă. Știți, noi, până la urma urmei, avem o viață sau suntem viața? Vă mulțumesc!